faceți acest lucru și totul va fi bine. Consiliul Arcturian transmis de Daniel Scranton. Salutări! Noi suntem Consiliul Arcturian. Suntem bucuroși să ne conectăm cu voi toți. Suntem siguri că toți primiți exact ceea ce aveți nevoie în viețile voastre în acest moment, pentru că știm că aceasta este calea Universului. Știm că întotdeauna primiți exact ceea ce aveți nevoie pentru a crește, a vă extinde și a evolua. Știm că, uneori, această călătorie a ascensiunii nu este plăcută și nu este ceea ce vă doriți să fie, dar știm, de asemenea, că asta este ceea ce este cel mai bine pentru voi în fiecare moment. Acum, dacă ați putea vedea fiecare moment ca prezentându-se pentru a vă oferi exact ceea ce aveți nevoie pentru a crește, a vă extinde și a evolua, atunci ați putea avea mai multă distracție în viețile voastre. Ați vedea că există întotdeauna ceva de care să vă bucurați în momentul pe care îl trăiți și ați vedea creșterea voastră spirituală ca fiind cea mai mare prioritate și dorință a voastră. Veți ști de asemenea că în cele din urmă veți obține tot ceea ce vă doriți, ceea ce vă va aduce confort. Dacă poți fi împăcat cu ceea ce este, ai tot ceea ce ai nevoie pentru a trece dincolo de ceea ce este spre acel loc mai bun, acea realitate mai bună pe care o cauți. De îndată ce intri în modul de rezistență și începi să te gândești cum poți schimba realitatea exterioară și cum poți face să dispară lucrurile pe care nu le dorești, te îndepărtezi de acel loc al păcii și, fără să vrei, îți zădărnicești progresul. Trăim cu toții într-o lume a dualității, ceea ce înseamnă că trebuie să accepți că opusul a ceea ce îți dorești și crezi va exista întotdeauna. Ele nu sunt acolo pentru a te batjocori sau a te îngrozi, ci pentru a-ți oferi posibilitatea de a alege, iar tu poți alege ceea ce vrei, fără a defăima ceea ce nu vrei. Poți fi pozitiv într-o mare de negativitate. Puteți fi lumina într-o cameră plină de întuneric. Acestea sunt alegerile tale și știi că atunci când vii dinspre lumină și te concentrezi pe partea pozitivă, te simți mai bine. Nu te simți bine atunci când încerci să învingi sau să înăbuși ceea ce nu vrei, dar ignori acest sentiment pentru că tu crezi că ceea ce faci este pentru binele mai mare și mai mare al tuturor. Ești într-o cruciadă personală pentru a scăpa lumea de o perspectivă diferită, de un punct de vedere diferit de cel pe care îl ai acum. Și aici omenirea greșește. Privește-ți viața așa cum este ea, acum, și binecuvântează fiecare gram care se manifestă pentru a-ți oferi ceea ce ai nevoie pentru a crește spiritual. Apoi, întreabă-te: cum pot crește spiritual din această situație? Nici măcar nu trebuie să o numești o situație negativă sau nedorită. Pur și simplu, vedeți-o ca ceea ce este, fără să o judeci. Nu este necesară nici o definiție. Apoi, puteți ajunge la punctul de acceptare. Poți să o primești cu bucurie.
Îi puteți ierta pe cei pe care i-ați învinovățit cândva că v-au adus-o, chiar dacă în adâncul sufletului trebuie să știți acum că voi sunteți cei care o creați. Și totul este temporar. Dar dacă te lupți cu ea, dacă îi reziști, dacă o învinovățești și o judeci, vei primi mai mult. Întinzi această vizită temporară și o poți transforma în ani sau chiar decenii de luptă cu același lucru sau cu aceiași oameni. Este timpul să dai drumul. Este timpul să lași totul în sursă să fie exact ceea ce este. Și apoi puteți alege prin ceea ce simțiți, prin ceea ce rezonați cu orice ați dori să vedeți mai mult în realitatea voastră. Și dacă nu apare imediat, împăcați-vă cu asta. Și dacă nu se manifestă așa cum îți dorești, împacă-te cu asta. Nu sunteți aici pentru a dicta totul, pentru a deveni dictatori. Sunteți aici pentru a fi iubire necondiționată, iar asta înseamnă că alegeți iubirea în toate condițiile, iar toate condițiile trebuie să fie permise pentru ca voi să puteți fi iubirea necondiționată care ați fost întotdeauna și pe care ați intenționat întotdeauna să o fiți în acest moment pe planeta Pământ. Noi suntem Consiliul Arcturienilor și ne-am bucurat să fim în contact cu voi. Sursa Galactic Press, tradus și împărtășit de către Luminița. Lectura Mihaela.